Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod. După o săptămână, da, mulți dintre voi m-ați spamat și pe Instagram, pe toate rețelele de socializare, cred că m-ați spamat. Mamă, nici mai știu să joc, frate. M-ați spamat că de ce nu mai postez, că dacă m-am lăsat de YouTube, dacă nu știu ce, dacă nu știu ce. Și am zis să fac un video în care să clarific toate lucrurile. Da, nu întrebați de ce mă cheamă Denis 2K, mi-am pus numele la Caterinca. Bine, eram deja de o săptămână și ceva pus, dar e partea a doua. Mamă, nu mai știu să jur, mai știu să mișc mouse-ul bine. Deci da, ce-am făcut în săptămâna asta în care n-am postat? O să fac aici mare story time și o să vă povestesc și de ce n-am postat. Ok, bă, nu mai știu să trag, stai că trag prin perete, poate. Mamă, deci mai știu să trag, vă dați seama? Deci nu mai pot să mișc mouse-ul ca lumea, frate. Deci săptămâna asta n-am intrat pe niciun joc. Sau dacă am intrat, cred că m-am jucat doar City Skylines, că l-am văzut din nou. City Skylines-ul și-a început să-mi placă, dar ăla nu-i shooter, deci n-a nicio șansă. Și cam atât, are nici un... mama mi-a dat grenada, de-aia nu mai văd nimic, acum nu mai văd HUD-ul, frate. Deci cam asta s-a întâmplat, n-am mai jucat. Mamă, uite-l pe ăsta, bă, băiatule, stai că era ăsta aici. Bă, băiatule, fii cu minte, stai, băiat. Mamă, uai, ce rupă ăștia. Așa, deci haideți să vă explic ce am făcut eu săptămâna asta. De ce n-am mai postat. Practic, mi-am făcut abonament de ăla la RATT pentru tramvai, autobuze, etc. Că am vrut să mă mai plimb și eu prin oraș și alea, să mă duc singur la școală, să vin singur de la școală. Că până acum mă ducea maică-mea și mă lua maică-mea, că eu stau departe, adică putea să vin și pe jos, dar... stai departe, n-am cum să vin pe jos, frate, să fac 2 ore pe jos dacă merg de la școală până acasă pe jos. Dacă am vrut să iau, am luat tramvai odată într-o zi și fără abonament și a intrat controlorul, de-o trebuie să mă dau jos să nu mă prindă, că dacă mă prindea, sunt elev, nu prea avea ce să-mi facă, dar comentarii, n-aveam chis mai eu la ceartă pe acolo. Ce s-a mai întâmplat? Da, să vă zic de toate babele și moșii de care am dat în autobuz. Deci haideți să vă explic, sunt mai multe întâmplări cu babe și moși în 2 săptămâni. Bine, eu deja de 2 săptămâni mi-am făcut abonamentul, așa am început să merg, dar săptămâna asta n-am mai postat. Deci haideți să vă explic așa, cam ce babe și moși sunt în transporturile în comun din Timișoara. Merg liniștit, mă urc în 15, mă rog, n-am apucat să mă urc, era aglomerat. Hai să vă explic de la început, de fapt. Vine 15 în stație, da, firobozul. Vreau să mă urc, numai că era foarte aglomerat, frate, deci n-avea loc, trebuia să te înghesui acolo. Bă, nici n-apuc să pun primul picior ca lumea în firobuz, că vine o babă de aia 500 de kg, frate, din spate și mă împinge așa, se bagă cu toată puterea, mi-a zice, vreau să urc așa nervoasă. Am preferat să nu zic nimic pentru că, da, n-aveam chef de ceartă, chiar eram obosit în ziua aia, dar voi vă dați seama, frate, vrei și tu așa, vii obosit de la școală, n-ai chef de nimic. Vin o babă de aia la 500 de kg, frate, era de 10 ori mai mare decât mine, se bagă așa cu toată puterea, era mai puțin să pii peste aia pe acolo, și că vreau să urc. Da, nu știu, spuneți și voi dacă ați avut întâmplări de genul, deci asta e prima întâmplare și da, m-am abținut, n-am vrut să zic nimica, dar chiar am vrut să, deci chiar am vrut să mai iau la ceartă cu ea, ne-a bat piciorul, aia e, se mai întâmplă. A doua întâmplare, pe care să vă zic pe aia din tramvai, mă rog. Deci, urc eu frumos în tramvai. Cred că era ora 2:30. Eu aveam într-o mână telefon, într-o mână ghiozdanul. Am vrut să scaneze la abonamentul acolo ca să nu vină nenea controlul să zică, frate, de ce nu scanezi, ne simți, frate, băi, se poate așa ceva și să mă dea jos. Și într-o mână aveam abonamentul, mă rog, ghiozdanul, și într-o mână telefonul. Știți că nu trebuie neapărat să scoți abonamentul din ghiozdan, că poți să faci cu ghiozdanul așa, mă rog. Bă, fix când ridic ghiozdanul, frate, pornește tramvaiul și pic așa pe spate, în puii mei. Am avut noroc, dar o babă nu a avut noroc, pentru că era o babă așa slabă, deci era slabă, mică, mi-a și fost milă de ea, care stătea pe scaun, frate, și când dă să pornească tramvaiul, am picat așa pe spate direct pe baba aia, am împrăștiat-o acolo. Ea era pe scaun, dar eu am picat pe ea, săraca de ea, am început pe acolo, fac, nu mai pot să respir, își de alea. I-am dat o sticlă de apă, ce mai aveam acolo, i-am lăsat-o, că n-aveam chef să beau după ea. După aia i-am lăsat sticla de apă, tot drumul, 15 minute cât am făcut numai de alea. Nu mai pot să respir, ce mi-ai făcut, copile, jalea. După aia mi-am cerut scuze, am făcut așa o față de aia, ca și cum mi era milă, chiar dacă mă durea undeva și o voiam să ajung naiba acasă odată să mă culc. Mai era încă o babă cu ochelari în spate care zicea, lăsați, doamnă, că se vede că... îi pare rău și de alea. Și după aia când m-am dat jos, a început cu de alea, că Dumnezeu să te ajute și de alea, mă rog, puii mei. Asta e a doua întâmplare. Și stai să mă gândesc, s-a mai întâmplat ceva deosebit în tramvai sau în autobuz zilele astea? Nu știu dacă s-a mai întâmplat, dar haideți să trecem din nou la subiectul de ce nu am postat zilele astea. Păi, în primul rând am vrut să văd cam cum e o zi din viața mea fără, o săptămână din viața mea fără YouTube. Adică am vrut să nu mai am nimic legat de calculator,
timp de o săptămână să văd cum e viața mea fără calculator. Bă, să-mi bat piciorul de n-am fost de 10 milioane de ori mai fericit decât cu calculatorul. Dar am zis, bai, să mai postez, să vă informez de ce n-am postat, pentru că mă spamați efectiv. Deci deschideam telefonul, frate, la școală să mă mai uit pe Instagram, pe alea, bă, n-aveam cum, frate. Nu se putea să nu primesc un mesaj pe Insta. Cred că dacă mă uit și acum asta, așa că vă și zic câte mesaje nedeschise am pe Insta. Am 40 de mesaje nedeschise, frate, pe Instagram și am deschis câteva din ele. Bine, am dat doar sin. Nu vă supărați, bă, dacă vă dau sin pe Instagram, prea multe și chiar nu-mi permite timpul să răspund la toate, frate. Deci aveam vreo 70 de mesaje, dar am mai răspuns că de cât acolo, cât am mai reușit. Mă întrebau, frate, de ce n-am postat. Ei bine, de asta n-am postat, pentru că am vrut să văd cum e o săptămână din viața mea fără YouTube, pentru că eu chiar am vrut să mă las YouTube, că m-am săturat pur și simplu, frate. Am zis, bă, dar îmi bat piciorul, frate, ce naiba fac eu cu YouTube-ul cu astea? Îmi pierd timpul aiurea. Dar după aia m-am gândit mai bine și zic, bă, frate, eu am stat în seara dinainte de examen până la ora 4 să editez o prostie de videoclip. Bă, mi-am dedicat viața canalul ăsta de YouTube, frate. Păi eu puteam acum să fiu la un liceu ca lumea din, mă rog, și Hericoan de la care sunt ca lumea, dar eu mă refer că puteam să fiu la... Deci eu, frate, eu n-am învățat, eu am preferat să nu văz la mate în seara aia cât am stat până la ora 4. Am preferat să stau să editez un videoclip, frate. Deci mi-am dedicat acolo, puteam să iau 7 la mate în examen dacă mă enervam, dar nu, frate, eu am preferat să iau 5-60 și să stau să învăț, auzi la mine, să stau să editez videoclipul ăla, frate. Oricum, liceul la care stă acum e foarte șmec, deci nu e problemă, dar faza e că eu am stat, am preferat, cam asta e, eu am preferat să fac multe chestii și teste, frate, am era să rămân corigent la, mă rog, nu mai știu în ce clasă exact, în a 7-a, cred că era să rămân corigent la mate, bă, că am stat să editez videoclipuri, să n-am învățat, frate, deci chestii de astea am făcut eu pentru canalul ăsta de YouTube și să mă las după aia, bă, frate, dar nu, n-ai, mă, n-ai, de ce să mă las, frate, nu am vrut pur și simplu să mă las, frate. Și nu știu, oricum până la urmă dacă nu o să găsesc ce să fac, pentru că pur și simplu oamenii vor pe YouTube, frate, nu mai, bă, frate, postează hacking, bă, frate, fă hacking, bă, frate, nu știu ce, știi, și e enervant, adică, bă, frate, dacă mie nu mai îmi place hacking-ul, până la urmă de ce o mai fac? Pentru că v-am zis, mie de luni bune nu mai îmi place să filmez cu hacking, mai că am filmat pentru că mulți dintre voi mi-ați zis și mă spamați și alea și am zis, bă, hai, frate, pentru abonații mei, cineva, doar dacă pentru asta, mamă, mare cuțici mi-am luat în gât, dacă pentru asta s-au abonat oamenii, pentru asta s-au abonat, frate, fac hacking în continuare, dar n-am mai, aoleu, uite, am și văzut-o aia și nu m-am oprit, fac, deci pur și simplu m-am săturat, frate, m-am săturat de hacking, nu mai îmi place, pur și simplu, mie nu mai îmi place de luni bune, dar am făcut-o pentru voi, mamă, ce l-a luat sniperul pe ăsta să-mi bat piciorul, mi-e și frică să, mamă, am băgat repede aici, sper că nu m-a văzut, uite, uite asta. Asta o să bubuie dacă vine aici. Nu bubuie? Păi de ce nu bubuie, frate? Și cam asta e ideea, de aia n-am mai postat. O să încerc să văd zilele astea ce jocuri noi au mai apărut, pentru că nu m-am mai informat deloc. Am văzut că a apărut și Samsung Galaxy S10, dar am văzut doar thumbnail-ul la video, nu prea am văzut video-uri cu el, o să mă uit după ăsta. N-am prea mai stat pe PC oricum, am stat mai mult pe telefon, pe Instagram, pe astea. By the way, dați-mi follow pe Insta Raul2KA. Cam atât am vrut să vă zic, băieți, o să văd ce jocuri noi au mai apărut, ce jocuri să mai postez. Ați așa un pic, mamă, uite, frate, aoleu, aoleu, de unde trage fratele meu? O să văd ce jocuri noi au mai apărut, hacking nu știu dacă o să mai fac, cine vrea să rămână alături de mine, poate să rămână alături de mine, cine nu mai vrea, aia e, frate, vă mulțumesc că ați fost alături de mine până acum, dar chiar nu mai am chef, frate, efectiv, nu mai am chef de ăsta, frate, de hacking, m-am săturat până la găt sau cum era, naiba, mai știu cum era vorba aia, mă rog, deci pur și simplu m-am săturat, frate, m-am săturat, pentru că nu mai văd nimic amuzant, mă rog, nu era nimic amuzant din start, dar eu am început chestia aia că am zis, bă, frate, hai că, uite, vă că prinde, prima dată am făcut-o din amuzament, recunosc, și de nervi, pentru că erau mulți codați, după aia am făcut-o că am văzut că prinde, făceam 1000-2000 de abonați pe lună, când eu aveam doar 5.000 de abonați, să faci 1.000 de abonați pe lună era ceva. După am crescut la 5.000 de abonați pe lună, am văzut, bă, frate, stai că se face treabă ca lumea, n-ai cum, frate. Și am început să pornesc ca lumea, o neă ăla văd că face idol, frate, îmi pornește la jocuri acolo, mă spamează, na, mă rog. Am văzut că prinde, după m-am apucat serios, am zis, bă, hai, frate, dacă tot facem treabă, să facem, am început în fiecare zi, în fiecare zi. Până la urmă mi s-a luat, dar am continuat să o fac pentru voi.
Pentru că am văzut că vă uitați și am văzut, n-am vrut să moară canalul pentru că nu mai fac eu hacking, știi? Dar până la urmă cred că am ajuns la decizia asta pentru că nu mai, frate, îmi stric mie buna dispoziție, o să fiu în continuu așa scârbit să mai intru pe calculator că zic, bă, frate, ai, trebuie iar să filmez, nu, că nu se poate, știi, n-am cum, uite, am făcut și eu ăsta pozitiv, scor pozitiv, că aveam... Uite, încep să revină skill-ul. Începe să-mi revină skill-ul pe Black Ops. Nice. Ah, dar Black... Oricum vreau să-mi iau și Black Ops 4 acum. Dar nu prea... Am văzut că nu prea e așa de șmecher. M-am jucat la Lolish, la o sală de jocuri din Timișoara. Nu știu dacă o știți, m-am jucat și... Nu prea îmi place așa de mult. Parcă îmi place mai mult Black Ops 3, eu sincer, decât Black Ops 4. O să vă, poate mi-au și Black Ops 4. Eu sunt mare fan Call of Duty. Am toate Call of Duty-urile, Call of Duty-urile pe Steam, dar... Faza e că nu prea îmi place Call of Duty Black Ops 4. Bine, jocurile noi în general nu prea mai îmi plac. Nu mai, înainte se bazau oamenii pe poveste. Acum sunt comercial toți. Nu mai reclame, nu mai... Deci nu mai interesează, frate. Interesează să-și vândă jocul, știi? De exemplu și în seria Mafia. Mie jocul Mafia 1 mi-a plăcut extrem de mult, frate. Dar Mafia 3 și Mafia 2 mi-a plăcut extrem de mult. Dar Mafia 3 e așa, făcut, frate, mai mult în scârbă. Mai mult să aibă pe acolo un nume Mafia 3 și să-l vândă, să-și facă bani, știi? Deci nu mi se mai pare deloc. Wow, nici nu l-am câștigat, nici jumate nu m-am jucat. Acolo o oră m-am jucat, m-am plictisit de el, știți? Deci nu e... Nu știu ce, mă rog. O să văd ce jocuri o să fac pe canal. O să mă apuc de jocuri de-alea jmechere și noi. Să fac pe canal. Mai recomandați-mi și voi dacă vreți. Aveți acolo secțiunea de comentarii liberă. Puteți să-mi recomandați ce jocuri vreți voi. Oricum vreau să fac... Mamă, defeat, două defeat-uri azi. Vreau să-mi fac canalul ca lumea, să mi-l bazez pe mai multe jocuri, nu doar pe un joc. Mă rog, dați-mi acolo propuneri în comentarii, nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe și noi ne vedem data viitoare. Salut!